5. Printre asteroizi 37. Steaua Iar acum univers se deplasa atât de rapid încât orbita sa nu mai semăna nici pe departe cu cea a unui obiect natural din sistemul solar. Mercur, care e cel mai apropiat de soare, abia depășește 50 de kilometri pe secundă la periheliu. Univers s-a ajuns la dublul acestei viteze în prima zi la jumătatea accelerației pe care o va obține când va fi mai ușoară cu câteva mii de tone de apă timp de câteva ore în timp ce intrau în interiorul orbitei Venus era cea mai strălucitoare dintre toate corpurile cerești după soare și lucifer Micul ei disc era abia vizibil cu ochiul liber, dar nici măcar cele mai puternice telescoape ale navei nu arătau accidente de teren pe suprafața ei. Venus își păstra secretele la fel de grijulie ca și Europa. Apropiindu-se de soare mult înăuntrul orbitei lui Mercur, univers nu numai că scurta din drum, dar totodată primea un impuls datorită câmpului gravitațional al soarelui. Pentru că natura întotdeauna își păstrează un echilibru. Soarele a pierdut ceva din viteză datorită acestei cedări, dar efectul nu va fi măsurabil timp de câteva mii de ani. Capitanul Smith folosit trecerea navei pe la perihelius pentru a-și restabili ceva din prestigiul deteriorat de ezitările sale. Acum știți cu exactitate de ce am zburat cu nava prin bătrânul credincios. Dacă n-am fi spălat toată mizeria de pe corpul navei, acum am fi fost supraîncălziți. De fapt, mă îndoiesc că regulatoarele de căldură ar fi putut face față unei asemenea situații. De 10 ori mai mare decât nivelul de pe pământ privind prin filtre care erau aproape negre la soarele hidos de umflat pasagerii să îl crezură imediat. Fură cu toții mai mult decât fericiți atunci când el descrescu la mărimea sa normală și continuă să se micșoreze în timp ce univers tăia orbita lui Marte, pornind în ultima etapă a misiunii sale. Cele cinci celebrități se adaptaseră fiecare în felul lui cu schimbările neașteptate din viața lor. Mihailovici compunea mult și zgomotos, și era rare ori văzut în afară de momentele când venea la masă, ca să spună anecdote scandaloase și să-i necăjească pe toți cei care îi puteau cădea victime, mai ales pe Willis. Grimberg se ridicase singur la rangul de membru al echipajului fără ca cineva să se opună și își petrecut cea mai mare parte din timp în cabina de comandă. Maggie M. urmărea întreaga situație cu amuzament. Ea remarcă Scriitorii spun întotdeauna cât de mult ar putea creia dacă s-ar afla într-un loc unde să nu fie întrerupți, fără obligații. Familiile și pușcările sunt exemplele lor favorite. Drept pentru care nu mă pot plânge decât de faptul că cererile mele pentru materiale bibliografice sunt întârziate de mesajele cu prioritate. Chiar și Victor Willis ajunsese la aceeași concluzie. Și el lucra din greu la diverse proiecte de mare întindere iar el avea un motiv în plus să rămână în cabina sa. Vor mai trece câteva săptămâni bune până să nu mai arate ca și cum a uitat să se bărbierească. Iva Merlin petrecea în fiecare zi atâtea ore la centrul de distracții recuperând, după cum se exprima ea, lecturile din clasicii ei favoriți. Din fericire, biblioteca și instalațiile de proiecție de pe univers fusese puse la punct înainte de începerea călătoriei. Deși colecția era încă relativ redusă, exista însă material de proiecție suficient pentru câteva vieți omenești. Toate operele celebre de artă vizuală se aflau acolo, mergând îndărât în timp până la pâlpâitoarele începuturi ale cinematografului. Iva le cunoștea pe cele mai multe dintre ele și împărtășea bucuroasă din știința ei și altora. Bineînțeles, lui Floyd îi făcea plăcere să o asculte, pentru că astfel ea devenea vie, o ființă omenească obișnuită, nu o icoană. I se părea trist, dar în același timp fascinant faptul că ea putea stabili un contact cu lumea reală prin intermediul universului artificial al imaginilor video. Una dintre cele mai stranii experiențe ale vieții al Minter destul de pline de întâmplări a lui Hayut Freud a fost să stea pe semi-întuneric în spatele Ivei, pe undeva în afara orbitei lui Marte în timp ce urmăreau împreună versiunea originală a filmului pe aripile vântului. Existaseră momente când putuse vedea celebrul profil conturat pe cel al lui Vivian Lai și fusese în stare să le compare, Deși era imposibil de afirmat că o actriță e mai bună decât cealaltă. Ambele erau sui generis. Când s-au oprins luminile constatară cu uimire că Eva plângea. O luă de mână și spuse cu blândețe. Am plâns și eu atunci când a murit Bonnie. Eva reuși să zâmbească timid. Eu plângeam pentru Vivian zise ea. În timp ce filmam la a doua versiune a filmului, am citit o grămadă de lucruri despre ea. A avut o existență atât de tragică. Iar faptul că discutăm despre ea chiar aici, printre planete, îmi aduce aminte de niște cuvinte rostite de Larry atunci când a adus obiata de ea din Seilon după o depresie nervoasă. Le-a spus prietenilor săi. M-am căsătorit cu o femeie din spațiul cosmic. Iva făcu o pauză și o nouă lacrimă îi se prelinse. Destul de teatral nu se putu Floyd să nu remarce pe obraz. Și încă ceva chiar și mai ciudat. A jucat în ultimul ei film exact acum 100 de ani și știi cum se numea? Hai, uluiește-mă din nou! Bănuiesc că o să o surprindă pe Meghi dacă ea chiar scrie cartea cu care ne tot amenință. Ultimul film al lui Vivien s-a numit Corabia nebunilor.